Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Soldații ruși, echipamentele lor, mă rog, vehiculele au cât un semn, un Z, un V, nu știu ce, și Luca și-a amintit că este ca în Lord of the Rings, nu? Ca stăpânul inelelor. Stăpânul inelelor, că Mordor, aveau, cum? Da, aia din Mordor, orcii. Orcii, da. Aveau un însemn pe cască, o mână făcută cu vopsea albă, dar care aduce cu... Alu Saruman, da. Ăla rău, Saruman. Da, 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 exact. Auzi, Saruman e Putin. Am crezut că e de la Zorro. Dacă tragedia e că acolo în film armata răului era formată din orci. Aici e, din păcate, formată din niște copii nevinovați care sunt acolo împotriva voinței lor. Sunt recruți. Și cu atât mai mare tragedia. Au și militari profesioniști. Au nenorociții lor. Da. Dar grosul știi cum e. Da. Aia nu știu pe unde se află. Da. Se rătăcesc pe acolo, se împotmolesc în noroi, nu pot să iasă de pe drumuri. Da, bine, sigur, asta nu putem minimaliza niciun fel distrugerile pe care le fac. Acum rușii au renunțat la pretenția că vor folosi bombardamente de precizie și au trecut la ce știu să facă. Să demoleze orașele, așa cum au făcut în Groznăi, așa cum au făcut în Siria, așa cum s-au apucat să demoleze Harkovul. Sunt niște imagini cumplite din Harkov. Bombardează ca în al doilea război mondial. Probabil că asta urmează și pentru celelalte orașe care vor rezista. E foarte dur, dar nu știu cât o să le reziste economia. Oricum, Putin a luat o Tesla mare de tot și și-a aplicat toate loviturile posibile. Adică el era nemulțumit că o țară, Ucraina, s-ar putea apropia de NATO. Și rezultatul este că acum îl urește o țară întreagă, tot continentul european, o bună parte din continentul american, țări care până acum erau neutre prin tradiție alunecă spre NATO, Finlanda a început o dezbatere. Practic restul lumii. Da. Nici chinezii nu e mai sunt așa. Copilărie. Iar economia este praf, e în pioneze. Bursa este închisă în continuare la Moscova, acolo s-a naționalizat puțina valută care mai există. Care mai e diferența? Știți care mai e diferența între un dolar și o rublă? Nu. Un dolar. Da, iar glumele care se fac, adică e și... Da, e și plin de glume în jur. Au început să apară, e plin netul de meme, de-astea. Știți aia, un avocat, un comedian și un erou de război intră într-un bar. Așa. Și barmanul întreabă, cu ce să vă servesc, domnule Zelenski? Să notezi? Da, altfel convoiul ăla către Kiev, care se întinde pe mulți kilometri, pare ca un potmolit deocamdată. Pentagonul spune că sunt probleme mari cu benzina și cu mâncarea. Au și apărut imagini cu soldați ruși care jefuiesc supermarketuri. Sunt pe cură de slăbire, da? Au terminat pachetelul de acasă? Da, tată. În localitățile pe unde intră, se mai duc și mai caută, mai cormănesc prin rafturile supermarketului să ia ceva de mâncărică. Eu când îți spun că mi-e milă de ei. Ți-e milă de ei, da? Săraci. Deci rațiile soldaților ruși... Să n-ajungă la noi la pastele lui, da, Luca. Exact. El are paste de acum, de la începutul pandemiei. Rațiile soldaților ruși sunt expirate de 7 ani, din 2015. Nu cred. Da, uite, sunt filmări. Uite, da, în asta confirmă că sunt bune, sănătoase. Da, dacă au rezistat atâta. Nu știu dacă confirmă că sunt. Nu știu dacă sunt și sănătoase. Cineva care luptă împotriva risipei alimentare. Da. Termenul de expirare e o chestie orientativă. Corect. Că au trecut 7 ani. Și asta sunt niște filmări cu rații de-astea capturate, imagini publicate pe diverse conturi de Twitter. Pe spatele fiecărui pachet cu rații alimentare individuale sunt trecute data producției. 2013, data expirării. Februarie 2015. Expiră și cam repede au forțat-o puțin. Și acolo. Bine, în zona e și friguț. Bănuiesc că dacă stau la frig nu e o problemă. Păi da, expiră pentru că trebuie renoite stocurile în permanență, știi? Adică interese. Da. Da. Economice. Corupția. Au biscuiți. Ce poate să pățească un biscuit? Acum, serios, da. Da, corect. Cine poate să devină rânced, lemn? Da, împreună cu doi colegi în armată am fost trimiși să aprovizionăm pe 15 ani cu pesmeți regimentul la care făceam serviciu. Serios? Militar, pe 15 ani. Asta înseamnă că voi primisereți ultimele bucățele de cu 15 ani în urmă, da, dacă trebuia să realimentați. Da, cred că da. N-ați mâncat niciodată pesmeți, adică nu... Nu mulțumim. Nu există. Da, sunt foarte bun, nu? Da? Da. Sunt o chestie făcută să păcălească stomacul. Ceva mai bun nu există. Deci un pesmete de ăla de armată, nu știu dacă se mai fac acum, dar atunci era tare ca o bucată de țiglă. Cam așa, cam asta era. O bucată de țiglă, lucios așa,
arăta ca un biscuit, dar nu puteai să muști din el, nici o zrupeai, literalmente zrupeai dinții. Îl molfăiai. Asta. Și îl puneai, luai un biscuit dintre ăla, sau un biscuit, că nici nu știu cum îi spune, un pesmet, și îl puneai într-o cană de ceai. Și în 5 minute nu mai aveai ceai în cană. Era cât cana. Da, și puteai, cred că mergea la o găleată. Dacă aveai o găleată, trăgea tot. Și am fost trimiși la fabrica de pâine respectivă să umplem cu pesmeți un camion militar, nu știu, 5 tone, cred că avea și bana. Și v-a prins ploaia. Nu, erau proaspeți. Erau proaspeți fierbinți, că atunci se scoteau. Era ca pâinea caldă, numai că ușor crânțănicioasă, așa, știi? Cu coajă. Și am desfăcut o cutie. În armată noi am trăit în foame, adică foamea. Asta era principala noastră preocupare, era foamea. Și am mâncat o cutie. În timp ce încărcam camionul, am mâncat și noi o cutie. Și după ce am terminat cutia, ne-am dat seama că poate că n-a fost ideea cea mai bună. Băi, timp de o săptămână ne-a fost atât de rău și atât de sete în permanență. Ăla, practic, cred că a subt tot lichidul din noi. Era un burete în voi, practic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.